Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze inimile noastre în această seară și în semn de cinste pentru Cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să vă ridicați în picioare. Aș vrea să deschideți Biblie, dacă nu le aveți la dumneavoastră, puteți urmări textul de pe ecran. Vom citi de la Evrei, capitolul 11, de la versetul 1 la versetul 7 inclusiv. Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 1. Un text pe care dumneavoastră sunteți foarte obișnuiți, familiarizați cu el. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Și fără credință este cu neputință, este imposibil să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Amin. Doamne, te rog în această seară să ne vorbești. Știu că acest cuvânt al Tău, Doamne, are greutate. Acest cuvânt al Tău poate schimba viața noastră. Acest cuvânt al Tău poate să ne schimbe, Doamne, să ne facă oameni mai aproape de Tine, Doamne. De aceea te rog, prin Duhul Tău ce Sfânt și doar prin Duhul Tău ce Sfânt, să ne vorbești inimilor noastre. Amin. Te rog să ocupați locul. Vă rog să mă scuzați, încă mai am ceva reminiscențe. Încă mi-a rămas o tusă. În seara aceasta vreau să vă vorbesc despre... Nu ai cum să nu studiez cartea Evrei și să n-ajungi la această piatră de căpătâi, la această doctrină fundamentală a vieții noastre, care este credința. Vă spun sincer, de multe ori iau lucrurile cu ușurătate, îs familiarizat cu ele, îs super cunoscute pentru dumneavoastră, pentru mine. Și dacă v-aș întreba pe dumneavoastră înainte, dacă și-aș fi făcut un sondaj și v-aș întreba ce este credința, cu siguranță dumneavoastră mi-ați fi repetat din memorie acest verset. Dar dacă stăm să ne oprim 3 minute asupra versetului acesta, versetul 1, primul verset din capitolul 11, nu luați un nume de rău. Dar dumneavoastră știți să explicați acest verset. Adică ce spune autorul epistolei către Evrei, că această credință pe care avem este o încredere neclintită, nezguduită, în lucruri pe care le sperăm, este o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Un lucru preliminar și aș vrea să vă gândiți la lucrul acesta. În cartea Evrei, cei care primesc această carte, și era un lucru interesant, știți cum predicau oamenii în bisericile primare? Luau o astfel de scrisoare și o citeau toată. Se ridica unul în picioare și citea, începând de la capitolul 1 până la ultimul capitol din Evrei, asta era predica. Câteodată noi nu facem lucrurile astea, dar cred că ar fi bine să luăm, să citim toată epistola către Evrei. Oamenii aceștia se confruntau cu mari persecuții. Oamenii aceștia, probabil dacă ați fost dimineața la predica fratelui Ciprian,
a spus un pic din context și n-aș vrea să repet ce a spus el, dar oamenii aceștia aveau o mare problemă și problema lor era că creștinismul nu era la modă. Creștinismul era ceva pentru care erai persecutat, pentru care erai izgonit de unde erai, pentru care aveai de suferit. Și apostolul, cel care scrie această epistolă, se vede nevoit să le spune oamenilor acestora: aveți foarte mare grijă. Cartea Evrei, în general, vorbește foarte mult despre Domnul Iisus Hristos și cât de bun El este în comparație cu Moise, cu ungerii, și cât de mare este preot în comparație cu marele preot cu care erau obișnuiți ei în iudaism. Cartea aceasta are câteva avertizări. Și unul dintre avertizările pe care le întâlniți des în cartea aceasta este: duceți-vă până la capăt mântuirea cum ați primit-o, credința pe care ați auzit-o. Nu vă dați înapoi. El este foarte conștient, autorul este foarte conștient că oamenii aceștia erau pe cale, se gândeau să dea înapoi. Aveau mulți oameni care veneau și le spuneau: de ce vă trebuie creștinism? Avem templu, avem jertfe, avem tăiere împrejur, avem credință de sute și mii de ani. De ce vă trebuie vouă acum, și gândiți-vă pentru 3 minute, să urmați un om care a fost crucificat? Să urmați un condamnat la moarte. Pentru că pentru noi astăzi Iisus Hristos nu înseamnă un condamnat la moarte. Iisus Hristos înseamnă Mântuitorul. Dar pentru oamenii din vremea aceea, când spunea Iisus Hristos, ei se gândeau la: a, omul acela care a fost omorât pe cruce? Condamnatul acela la moarte? Asta era în mintea lor. Oamenii aceștia stăteau în foarte mare îndoială. Mergem înainte cu Iisus Hristos sau ne întoarcem înapoi la credința noastră de sute de ani? Asta vreodată de vorbă cu un ortodox? Știți că ăsta e unul dintre lucrurile pe care vi le pun în față? Adică ce vrei să-mi spui? Că pentecostalii de 100 și ceva de ani și eu să mă întorc de la credința mea de 2000 de ani? Ați auzit vreodată acest argument? Autorul acestei epistole știe foarte bine cu ce se confruntă biserica aceasta. Și le spune în felul următor: capitolul 10 și capitolul 12 sunt încurajări ca să meargă mai departe, să nu renunțe. Între capitolul 10 și capitolul 12 pune acest capitol 11, care nu face altceva decât să le dea o listă de oameni care, prin credință, n-au dat înapoi. Și le spune în felul următor: aveți câteva exemple. Lăsați-mă să vă spun despre niște eroi pe care dumneavoastră îi cunoașteți foarte bine, pe care îi respectați. Vreau să vă spun despre niște eroi ai credinței. Urmați-le exemplu. Capitolul 6, cu versetul 12, înspre, cu câteva capitole mai devreme, le spune așa încât să nu leneviți, ci să cărcați pe urmele celor, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Ceea ce face el acum, aduce iarăși în discuție ceea ce le-a spus în capitolul 6, fiți foarte atenți, luați exemplu, nu dați înapoi. Oamenii aceștia le trebuia ceva, nu știu dacă înțelegeți dumneavoastră, dar probabil că înțelegeți foarte bine, le trebuia o motivație. În fața persecuțiilor, în fața tuturor lucrurilor și problemelor pe care se confruntau din pricina creștinismului, le trebuia o motivație să meargă înainte. Le trebuia o convingere, le trebuia să vină cineva să se le spune: uite motivul pentru care trebuie să mergi înainte, nu te lăsa. Motivul este această listă de oameni, în capitolul 11, această listă de oameni care n-au dat înapoi. Și vă spun sincer că în seara aceasta vreau să vorbesc doar despre 3 oameni, este o listă întreagă de oameni. Nu am timp să vorbești despre fiecare în parte, predici după predici. Dar 3 oameni mi-au atras atenția. Dar n-aș vrea să trec despre ce înseamnă această credință. Să răspundem la această întrebare scurtă, această definiție pe care o dă apostolul. Un prim lucru pe care trebuie să-l stabilim este faptul că în limba română nu prea avem noi lucrurile foarte clare. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dacă ați rumegat, dacă ați meditat la versetul acesta, dacă ați încercat să-l înțelegeți în limba română. Dar în limba română, parcă lucrurile astea sunt sinonime. Încredere neclintită, o puternică încredințare, credință, parcă sunt sinonime. Oricum, din punct de vedere lingvistic, sunt din aceeași categorie gramaticală. Sunt aproape sinonime.
Dar oare credeți că asta vrea să spună apostolul? E doar un joc de cuvinte? Un lucru important pe care îl spune el în versetul 1 este că această credință este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Încredere neclintită în limba greacă este folosit un termen care nu e important să-l țineți, doar rețineți, doar vi-l amintesc, înseamnă hipostasis. Hipostasis care înseamnă a sta sub, a te așeza sub ceva. Asta înseamnă hipostasis. Dar cei care studiază Biblia au încercat să înțeleagă sensurile acestui cuvânt. Și nu pot fi decât trei mari sensuri care se potrivesc într-o oarecare măsură. Este această încredere neclintită poate fi tradusă printr-o esență sau substanță, una dintre întrepetări. A doua este că înseamnă siguranță, să fii sigur de ceva. Și a treia întrepetare înseamnă garanție, adică titlul de proprietate. Și dacă vă gândiți la lucrurile astea, titlul de proprietate înseamnă să cumperi ceva, să ți se dea titlul de proprietate și în momentul în care tu ai numele tău pe titlul de proprietate, chiar dacă n-ai ajuns încă la casa pe care ți-o cumpărat-o, e ta, nu? Asta înseamnă. Cea mai bună interpretare pe care cei mai mulți oameni sunt de acord, cei mai mulți teologi sunt de acord, este că cuvântul ipostasis, această încredere neclintită, înseamnă a fi substanță. Cu alte cuvinte, credința este substanța lucrurilor pe care sperăm să le avem. O să vedeți că în momentul în care ajungem la exemplele din Scriptură o să facă sens. Credința este acea realitate aici și acum. Dacă vorbim despre credință, vreau să aveți în minte imaginea următoare. Credința înseamnă astăzi este aici, lucrurile care sperăm, care nu sunt în ființă, sunt aici. A avea credință înseamnă să faci ceva aici și acum, ca să primești lucrurile care nu sunt încă. Înțelegeți? Un lucru e foarte important și care face sens. În versetul 3 spune în felul următor. Să vedeți după ce principiu lucrează Dumnezeu, și noi trăim în acest principiu. Și o să vedeți. Spune el în felul următor. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd. Ăsta e un fel de lumină, ăsta e un fel de ajutor ca noi să înțelegem ce înseamnă credința. Dumnezeu a făcut lumea în care noi trăim aici, universul, creația, din lucruri care nu se văd. Principiul pentru care, după care lucrează Dumnezeu în viața oamenilor este că vrea să le dea lucruri care încă nu sunt aici. Întrebarea mea pentru dumneavoastră și întrebarea pe care mi-am pus-o eu. Ce lucru ai în viața ta pe care Dumnezeu ți-l-a promis că o să fie și încă nu este astăzi? Ce lucru? Este vreun lucru? Este vreo promisiune? Pentru că este absolut imposibil ca Dumnezeu să nu-ți facă o promisiune ție, pentru că tu și eu trebuie să ne exercităm credința. Trebuie să exersăm credința. Pentru că așa cum am citit în versetul 6, este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu dacă nu practici credința. Imposibil! Știți cum îi numește Apostolul Pavel pe oamenii ăștia? Că sunt o categorie și eu mă văd unul dintre ei. Noi avem cam două mari categorii de creștini. Oameni care l-au cunoscut pe Hristos în viața lor, care l-au pe Hristos în viața lor, au crezut în jertfă, dar când vine vorba despre lucrurile lui Dumnezeu, ei au două mari posibilități. Sunt oameni care se referă la lucrurile spirituale, la împărăția lui Dumnezeu și tot ce înseamnă Scriptura, la viața de credință, prin lucrurile materiale. Prin ce văd, prin ce aud, prin ce simt și tot felul. Sunt oameni care se ghidează în viața lor de credință doar după lucrurile astea. Ce văd, ce simt, ce aud. Pe când principiul pe care Dumnezeu vrea ca noi să trăim în viața noastră de credință este următorul. Exersați-vă credința ca să primiți lucruri care nu sunt în ființă, dar care există. Probabil că dacă m-ar asculta unul care nu prea vine la biserică, zice că vorbesc numai prostii. Pentru că limbajul pe care îl folosesc
Uitați-vă cum am exprimat. Adică să primim lucruri pe care nu le văd, dar totuși există. E un total nonsens. Însă, Scriptura face sens. Apostolul le spune acestor oameni că ați exercita credința înseamnă că acum, astăzi, să faci ceva ca să primești lucruri, să ai acces la lucruri care nu sunt astăzi. E foarte important să înțelegem lucrul ăsta. Pentru tine creștin, pentru mine creștin, pentru tine frate, pentru mine fratele tău, sora mea, am exercitat credința înseamnă ca eu să fac ceva astăzi, să primesc lucrurile lui Dumnezeu care nu sunt în ființă. Și o să înțelegeți mult mai mult. Credința, substanța. Credința nu este altceva decât realitatea aceea care te face să aștepți astăzi lucrurile care vor apărea poate mâine, poate în 20 de ani, poate în 15 ani. Și asta are de face cu promisiunile lui Dumnezeu. Un alt termen pe care îl avem acolo este în felul următor. Spune că găsim o altă expresie care spune în felul următor. Această puternică încredințare. Termenul în grecește este elenkos, care înseamnă dovadă sau demonstrație. Este acel principiu care îl ajută pe Dumnezeu și vi l-am povestit. Este acea, faptul că ai credință, este acea dovadă că tu trăiești într-o lume pe care Dumnezeu a făcut-o din lucruri care nu se văd. Dintr-o lume care o vezi, dar ea a fost făcută din lucruri care nu se văd. Credința, când îți folosești credința, este o dovadă a acestui fapt, a acestui principiu. Eu înțeles că pentru dumneavoastră, sunt absolut convins, că pentru dumneavoastră pare prea multă învățătură, prea multă filozofie, prea multe lucruri complicate. Însă lucrurile nu stau așa. Cum veți înțelege ce spune apostolul despre Abel, Noe, Avraam, dacă nu înțelegem lucrurile astea? Cum vom înțelege ce fel de viață au avut acești oameni? Și haideți să trecem ca să nu stăm prea mult la... Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea el vorbește că măcar că este mort. Credința acestui om încă vorbește peste veacuri. Și problema este, cu ce a fost mai bună jertfa lui Abel decât jertfa lui Cain? Nu ni se spune în Geneza 4 de ce a fost primită jertfa lui Abel în comparație cu jertfa lui Cain. Puteți căuta dumneavoastră cât vreți. Nu veți găsi niciun verset care să explice. Însă faptul că autorul din Evrei îl menționează pe Abel ca un om care s-a închinat cu credință, asta ne face să înțelegem că credința a fost ceea ce l-a făcut pe Abel să fie primit înaintea lui Dumnezeu. În închinarea noastră este nevoie de credință. Abel ne învață că închinarea noastră are nevoie de credință. Și o să vă dau câteva exemple pe care le avem în Scriptură, mai ales în Noul Testament. În Efeseni 1:7 spune felul următor. În el avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor după bogățiile harului său, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-o Duh. În el avem, prin credința în el, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Și un verset care îmi place foarte mult spune felul următor. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Lucru important pe care îl facem este următorul. Când ne închinăm, avem nevoie de credință. Și o întrebare simplă pe dumneavoastră și un lucru care m-a făcut pe mine să înțeleg lucrurile mai mult. Ceea ce a atras atenția Domnului Iisus Hristos pe pământ, știți ce a fost? Oameni care au avut credință. Vă citesc un verset care spune în Luca 1:7-9.
Când a auzit aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Știți ce a făcut Domnul Iisus? S-a minunat de sutaș. Și s-a întors după cei ce veneau după el, acea mulțime mare, și l-a dat de exemplu pe acest om ca un exemplu de credință. Ce a făcut acest sutaș? A venit la Domnul Iisus și a spus în felul următor: Doamne Iisuse, am un rob care e bolnav. Zi doar un cuvânt și de ajuns. Știți ce înseamnă asta? Și vă rog să vă gândiți cu atenție. Sutașul acesta a făcut exact ce am spus mai devreme. Astăzi, aici și acum, s-a dus la Domnul Iisus Hristos și a spus: Doamne Iisuse, zi un cuvânt că o să se întâmple lucruri. Zi un cuvânt și-i de ajuns. Și o să se întâmple lucruri, pentru că eu te cred pe cuvânt. Asta înseamnă credință. Aici și acum îmi exersez credința spunându-i Domnului Iisus Hristos că te cred pe cuvânt pentru lucrurile care o să vină. Dumneavoastră, eu nu am, vă spun cu durere, eu nu am stilul ăsta de viață încă. Să vii la Domnul Iisus și să-i spui: Doamne Iisuse, aici și acum, în rugăciunile mele, în închinarea mea, în viața mea de credință, în viața mea cu tine, am încredere, te cred pe cuvânt pentru lucrurile care o să vină. Aveți așa de multe lucruri, cu siguranță, aveți așa de multe lucruri care trebuie să vină, care vreți să vină, pentru care vă rugați. Ceea ce trebuie și ne învață Scriptura este că folosiți-vă credința. Aici și acum, astăzi, credeți-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Și nu numai atâta, Dumnezeu găsește plăcere. Eu nu înțeleg, dar vă spun sincer, în sine faptul ăsta, stilul ăsta de rugăciune pe care îl faceți lui Dumnezeu și pe care îl facem, Dumnezeu găsește plăcere. Lui Dumnezeu îi place să ne rugăm în stilul ăsta. Doamne, te cred pe cuvânt. Se vorbea mai devreme la rugăciune. Cereți, bateți, căutați. Dacă avem atitudinea aceasta, cerem, căutăm, batem, pentru că îi spunem Domnului Iisus Hristos: Doamne Iisuse, te cred pe cuvânt, îmi exersez credința, zi doar un cuvânt și-i de ajuns. Lui Dumnezeu îi plac astfel de rugăciuni. Dumnezeu găsește plăcere în noi. Îmi place foarte mult că mai este un exemplu în care Domnul Iisus spune: știți, femeia aceea cu scurgere de sânge, când o vede, el se duce și spune în felul următor: Iisus s-a întors, a văzut-o și a zis: îndrăjnește, fiică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Știți ce a făcut femeia asta? Și n-aș vrea să trec peste un cuvânt care îmi place foarte mult al Domnului Iisus Hristos. Femeia aceasta venea prin spate, după mulțime, pentru că după ritualul iudaic nu avea voie, din cauza problemei pe care avea de sănătate, n-avea voie să meargă în locuri publice, să se atingă de oameni. Și era pe după oameni. Era căuta să-l atingă fără să o vadă nimeni. Când se atinge de ea, ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos din pricina credinței ei: fiică, nu te mai ascunde. Nu mai sta după oameni. Îndrăznește. Vino mai aproape. Înțelegeți? Nu te vreau să stai după oameni. Nu mai sta după ritualuri. Nu mai sta după reguli. Nu mai sta cu frică. Nu te mai gândi că e un Dumnezeu care nu poate fi atins, care nu ascultă. Îndrăznește. Vino mai aproape. Vino încoace. Stai de vorbă cu mine. Vino aici. Fariseii, știți ce ar fi spus? Oamenii religioși, știți ce ar fi spus? Cum ai îndrăznit tu să vii în locul ăsta public și să mă atingi pe mine? Da, credința. Femeia aceea a făcut acolo, în acel moment, ceva ce spera că o să se întâmple în viitor.
Femeia sirofeniciană, același principiu. Știți ce spune? Credința ta te-a mântuit. O femeie, mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. V-ați gândit vreodată și eu acum am început să realizez. Știți ce ar însemna să-ți spună Domnul Iisus Hristos în rugăciune? O mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. Asta ar însemna un mare, mare binecuvântare. Să ți se spună, facă-ți-se cum voiești tu. Tot ce dorești tu, să ți se plinească. Dar mai întâi de asta îi spune, mare este credința ta. Știți ce înseamnă credința asta pur și simplu? Că tot repetăm treaba asta. Este să faci ceva aici și acum, pentru ca să capeți lucruri mai târziu. Și vreau să vă spun un lucru important. Nu poți să ai credință pentru ziua de mâine, fără ca astăzi să nu faci nimic. Nu poți. Nu poți să ai credință pentru ziua de mâine, fără ca astăzi să nu faci nimic. Știți ce a făcut Abel? I-a adus o jertfă lui Dumnezeu și vreau să înțelegeți ceva. Abel avea scripturi? Nu avea. Avea sistem de jertfe? Nu avea. Avea Leviticul, avea toate cărțile astea care îi spuneau cum să aducă jertfe? Nu avea. Dar și-a pus credința în Dumnezeu și a adus jertfă. Enoch, un alt om care a umblat cu Dumnezeu și dintr-o dată Dumnezeu l-a luat. Știți de ce l-a luat Dumnezeu? Pentru că i-a fost plăcut lui Dumnezeu. Și este un verset foarte interesant care spune în felul următor. Prin credință a fost mutat de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, ascultați cu atenție, înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți un alt verset important care spune în felul următor. Cum să fii plăcut lui Dumnezeu? Tot așa, și Avraam a crezut pe Dumnezeu. Și lucrul acesta i-a fost socotit neprihănire. Este atât de simplu. Este extrem de simplu. Ni se spune atât în Romani, atât în Galateni și atât în Iacov, exact același lucru, același verset. Galateni 3:6, Romani 4:3, Iacov 2:23, căutați acasă și veți găsi. Fix același lucru. Avraam l-a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i s-a socotit neprihănire. Neprihănit, cuvântul neprihănit nu înseamnă altceva decât să fii într-o stare după voia lui Dumnezeu, să fii acceptat de Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Noe, înainte să-l mute, ascultați, înainte să-l mute, să-l răpească, că tu mi-ești plăcut mie. Știți de ce? Pentru că Noe a umblat cu Dumnezeu. Dar o altă traducere înseamnă Noe l-a crezut pe Dumnezeu. Câteodată pocăința e simplă, noi o complicăm. Lucrurile de bază, să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Despre asta e vorba. Când îți promite Dumnezeu ceva, să-L crezi pe cuvânt. Știu că sunteți obosiți, așa că în 5 minute termin. Avem un alt personaj, Noe. Și Noe, ni se spune despre el în versetul 7, că prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu, despre lucruri care încă nu se vedeau. Ce spune Dumnezeu lui Noe? Voi pedepsi lumea prin potop. Ceea ce nu a mai văzut nimeni căzând apă din cer, eu am să prăpădesc toată omenirea. Dar tu fă o corabie și scapă-ți viața tu și familia ta. Știți de ce omul ăsta este menționat ca un om care are credință? Pentru că a crezut în momentul în care Dumnezeu i-a vorbit, a crezut acolo și atunci despre lucruri care încă nu se vedeau.
Întrebarea pe care vă pun dumneavoastră în seara asta. Știți ce învață apostolul pe biserica din Evrei? Uitați-vă la oamenii ăștia. Și voi și ei, situația lor era gravă. În momentul în care Dumnezeu le vorbește, situația nu era roz. Dar, prin credință, ceea ce înseamnă că atunci și acolo au crezut pe Dumnezeu pentru lucruri care încă nu erau în ființă. Lucruri care încă nu erau în ființă. Când vorbim despre credință, și-ar vrea să rămânesc cu gândul acesta, când vorbim despre credință, credința nu e ceva așa, că mă rog și o să primesc sau... Credința este ce faci tu aici și acum. Pentru lucrurile care nu sunt acum în ființă. Poate fi promisiunea lui Dumnezeu, poate fi daruri spirituale, poate fi orice. Ce faci tu aici și acum, asta înseamnă credință. E decizia pe care o iei acum în bancă, cu privire dacă îl crezi pe Dumnezeu sau nu. Asta înseamnă credință. Asta au făcut oamenii aia. Când Dumnezeu le-a vorbit despre lucruri care nu erau încă, ei au zis, Doamne, te cred. Vă amintiți și închei cu acest exemplu. Imaginați că aveți 100 de ani, 86 de ani mai exact. Vă imaginați? 86 de ani. Și vine Dumnezeu la dumneavoastră și vă spune că la anul pe vremea asta o să ai un copil la 86 de ani. Te uiți la tine, ești tot zbârcit, să nu mai spun de alte lucruri. Înțelegeți, nu? Asta e Biblie, nu e cazul lui Avram. Când a auzit Sara, știți ce a făcut? A început să râdă. Dumneavoastră n-ați râde, nu? Dar cu siguranță v-ați pune pe direct la rugăciune, mâinile în aer. Doamne, mulțumesc! Știți ce a spus femeia asta? Mă face Dumnezeu de rușine. Dumnezeu nu ne va binecuvânta, și ascultați bine, nu ne va binecuvânta și nu vom primi binecuvântări decât în momentul în care vom avea credință. Înțelegeți? Asta le spune apostolul. Vreți să învățați o lecție? Vreți să primiți ceva? Vreți să fiți binecuvântați? Nu o veți primi de la Dumnezeu decât în momentul în care astăzi, aici și acum, veți crede pentru lucruri viitoare. Simplu. Simplu. Ceea ce a fost nevoie pentru Avram și Sara, a fost nevoie ca ei să creadă. Să creadă că la anul pe vremea asta, în ciuda situației, în ciuda cu ce se confruntau, vor avea copii. Așa lucrează Dumnezeu. Vrei să ceri ceva lui Dumnezeu? Trebuie ca mai întâi să-L crezi. Amin.